Facem sport din nou la Dr. H. Ana Maria Florescu și Ioana Vinculescu sunt lângă noi. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Drag. Cele 5 minute de educație fizică sunt prezente aici la Dr. H. Astăzi picioare sănătoase și pline de energie, da? Sigur. Bun, hai să vedem ce facem astăzi. O să începem să lucrăm, în primul rând, stimulând circulația de întoarcere venoasă și vorbim aici în special de cei care spun că au probleme de circulație. Da. Și o să continuăm cu mobilitate, tonus și amplitudine pe articulație. Perfect, gata. Începem să lucrăm cu vârfurile. Ridicăm vârfurile în poziția asta și apoi călcâiele. Vârfuri, călcâi. Și 3, 4, 5, perfect, 6, 7, 8, 9, 10. Plecăm de la glezne către genunchi și întindem un picior până se întinde perfect și tonusul, se simte tonusul musculaturic quadricepsului. Coborâm, îl luăm pe celălalt, 2, perfect, 3, 4, 5, întinde, 6, 7, 8, 9, 10 și următoarele 10 le facem cu vârful tras. 1, 2, 3, foarte bine, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lucrăm și șoldurile pentru că am trecut de la genunchi, trecem la șold și ridicăm genunchiul sus pe scaun și 2, 3, schimbăm, 4, cum e? E greu, nu? 5, 6, dacă mie mi-e greu, 7, dumneavoastră 8, scump, da. 9, 10 și tragem de vârf, 1, 2, 3, 4, 5, nu uitați să respirați, 7, 8, 9, 10. Suficient pe scaun să ne ridicăm, okay. Propun. Vom întoarce scaunele astfel încât mișcarea să poată fi văzută de către telespectatori. Și o să începem mai întâi ridicându-ne pe vârfuri și apoi pe călcâie. Doar că de data asta cu încărcarea corpului. Și sus, 1, 2, perfect, cât mai sus ca balerinele, 3, 4, musculatura gambei, fesierii, musculatura coapsei, lucrează, sângele este împins spre în sus, totul funcționează mai bine, încă 2, 1, 2, minunat, haideți să ducem un picior în față și înapoi. Și ea în față și la locul ei, Ioana. Foarte bine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și cu celălalt și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plecăm din nou cu dreptul și îl ducem în spate. Lucrăm de data asta musculatura posterioară și fesierii. 1, 2, perfect, spatele drept. Nu uitați să respirați. 5, 6, 7, 8, 9, 10, schimbăm și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un exercițiu mai complex ar presupune să punctăm în 3 puncte fiecare picior, să revenim. Vom face 3, 4 pe un picior, 4 pe celălalt și începem. 1, punctat, spate, revenim. Tot cu el, față, lateral, spate, revenim. Față, lateral, spate, revenim. Și ultimul, față, lateral, spate, revenim. Piciorul stâng,
față, stânga, spate, revenim. Față, stânga, spate, revenim. Față, stânga, spate și ultimul. Față, stânga, spate, revenim. Foarte bine. Perfect. Îndoim, depărtăm puțin picioarele și încercăm să facem ușoare genoflexiuni, să avem grijă însă de coloana, să o păstrăm dreaptă. Ne gândim că este un baston. Și coborăm. 1. 2. Foarte bine. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. O testăm pe Teo și vedem dacă are rezistență. Vom face același lucru din poziția pe vârfuri. 10 și 1. Foarte bine, spatele drept. 2, 3. Rămâneți pe vârfuri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mergem în fața scaunului. De data asta așezăm un picior pe scaun. Și îl flectăm ajungând cu mâinile către spătarul lui. Și revenim. Și venim înapoi pe scaun. 2. Foarte bine. Și 3. 4. 5. Foarte bine. 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm piciorul. Și 1, spate, 2, bine, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminăm ca de obicei cu un exercițiu de stretching, da. Acela pe care îl vedem de câte ori vedem un concurs de alergare. Îl ținem și îl întindem. Numărăm până la 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc, chiar te-a ajutat! Zic de acum să nu vorbim despre sănătate, ci să și facem ceva pentru sănătate. Asta facem aici, avem premii. Physiolife Medica este alături de noi, așa că rețineți cuvântul cheie și câștigați 3 premii oferite de această echipă tare frumoasă, care vine să ne învețe să prețuim sănătatea și să prețuim a face sport. Pe zi ce trece, cu ediție ce trece, îmi dau seama că este un mod foarte bun de a ne face viața mai frumoasă. Creierii se relaxează, vorba vine, da? Gândim mai bine și ne energizăm. Ne încărcăm cu endorfine, da? Și e o chestie chimică, nu e doar un voodoo. E pur și simplu, avem niște hormoni în plus, niște enzime în plus, totul funcționează mai bine și viața pare mai frumoasă. Da, sunteți un exemplu pentru noi și vă invit și voi, cei de acasă, să fiți un exemplu pentru cei ce vă înconjoară, așa că faceți sport 5 minute în fiecare zi, duminica la Dr. H, ce mai mult. Revenim aici la Dr. H, așa că rămâneți în fața micului ecran. Mulțumesc!